Salutare, băieți! Eu sunt Antidot, iar în acest videoclip vom vorbi despre faptul că skinurile de supereroi s-ar putea să devină interzise. Dar înainte ca acest videoclip să înceapă, nu uitați voi să spargeți butonul și acela de like ca să strângem evident cât mai multe, anetă un RP și apăcel ca să nu fii băcăncel și bineînțeles folosește-l dacă vrei să mă susții. Iar dacă ești nou pe acest canal, nu uita să te abonezi și să activezi notificările de pe clopoțel. Iar acum, hai să trecem la videoclip. Probabil că vă întrebați de unde a început toată această nebunie despre skinurile de supereroi. Ei bine, ele în sine nu au nicio problemă, adică sunt pur și simplu niște skin-uri normale, cu niște culori normale și cu niște modele normale, însă recent au apărut niște discuții pe comunitate din partea unor jucători și această idee este destul de susținută de foarte multă lume, iar acești tipi susțin faptul că skin-urile acestea de supereroi sunt pay to win, ceea ce se traduce drept plătește ca să câștigi, adică practic primești un avantaj cu skin-urile astea. Ca să înțelegeți cu toții de la început și să înțelegeți despre ce este vorba, ei bine, uitați-vă la această imagine. Probabil că nu observați nimica care să fie ciudat sau să fie neînregulă, însă în sinea ei imaginea este destul de neînregulă, pentru că în dreapta în colț este un supererou complet negru. Iar asta ne explică și ne readuce la subiectul nostru, care este interzicerea supereroilor. Practic, tipul acesta care a făcut această imagine ne-a arătat, sau mai bine spus, ne-a demonstrat că supereroii aceștia cu customizarea neagră cam sunt pay to win. Adică da, chiar ai un avantaj destul de mare dacă îl folosești în modul acesta. Iar chestia asta cu interzicerea, băi, să știți că nu este imposibilă și pare destul de reală. Știți de ce? Pentru că această discuție despre interzicerea unui skin nu a început de aici, de la supereroi. Nu știu dacă vă mai amintiți, dar în trecut au apărut niște skinuri cu tematica de armată, iar acele skinuri arătau gen foarte ciudat, adică aveau aceeași culoare peste tot. Erau ca niște figurine, dar în Fortnite drept skinuri și tot skinul consta într-o singură culoare, o culoare care putea fi folosită drept avantaj. Știu că prima customizare era complet verde, iar a doua mi se pare că era cu gri. Iar ca să vă dați seama despre ce este vorba, uitați-vă la aceste imagini. Practic, aici puteți observa cum skinul acesta putea fi folosit drept avantaj. Deci skinul acesta chiar a fost considerat și este considerat pay to win. Și ce credeți că s-a întâmplat cu skinul acesta? Ei bine, dacă vă uitați în această imagine, cam așa arăta skinul acesta la lansare, arăta splendid, adică este un skin care, sincer, l-aș fi cumpărat și eu. Pentru că chiar arată destul de bine, este interesant, este deosebit, însă dacă vă uitați la cum arată în momentul de față, adică după toată această discuție și după tot acest scandal despre skinul acesta, ei bine, skinul a fost ruinat și arată groaznic, complet groaznic. Și sunt sigur că nu există niciunul printre voi care ar cumpăra skinul acesta acum, ceea ce rezultă că skinul acesta a fost modificat atât de mult încât este ca și cum ar fost interzis. Dintr-un skin superb s-a transformat în cel mai urât skin care există în Fortnite, cel puțin după părerea mea, este cel puțin unul dintre ele. Iar aceeași discuție a avut loc și pe Reddit, unde toată lumea a vorbit despre aceste skin-uri, adică despre ceea ce s-a întâmplat cu ele și puteți observa și despre băieții care au scris mai jos, adică, na, este o dezamăgire, vă dați seama. Noroc că unii dintre ei au avut norocul de a avea tichete din alea de refund și i-au dat refund, bineînțeles, pentru că diferențele de dinainte și de după sunt enorme și chiar nu se merită. Iar aceeași discuție are loc acum despre supereroi. Și problema este că toată această discuție nu are legătură doar cu customizarea complet neagră, ci cu minim 3 dintre ele și asta este foarte nasol. În această imagine puteți observa o altă discuție despre skinurile de supereroi, iar aici puteți observa că este vorba despre customizarea complet albă și despre customizarea complet neagră. Se presupune că varianta complet albă de la skinul de supererou poate fi folosită în avantaj sau drept avantaj în zona cu nisip, iar varianta complet neagră poate fi folosită noaptea. Sau bineînțeles, în spațiu unde este destul de mult întuneric. Chestia interesantă este că mai există încă o discuție despre un anumit skin care este cu mov și se discută despre faptul că și la acesta este ca și la supereroi, adică practic îl folosești drept un avantaj în întuneric. Iar asta mă face pe mine să cred că variantele cu negru, cu alb și cu mov s-ar putea să devină interzise sau să fie modificate atât de rău încât să nu ne mai placă absolut deloc, adică ca și la skinurile alea cu tematica de armată. Și credeți-mă că este vorba despre o discuție foarte serioasă pentru că angajații sau dezvoltatorii de la Fortnite au răspuns la aceste discuții și au spus că se vor ocupa de asta și chiar fac asta în momentul de față, ceea ce înseamnă că, da, este o veste destul de nasoală. Dar da, băbuiți, cam acestea au fost toate informațiile pentru acest videoclip. Nu uitați să-mi scrieți în secțiunea de comentarii ce părere aveți despre această discuție și dacă credeți că aceste variante sunt folosite drept avantaj. Dacă ți-a plăcut sau dacă te-a ajutat acest videoclip, nu uita să spargi butonul și acela de like ca să strângem evident cât mai multe. Anetă un RP și apăcel ca să nu fii bocancel și bineînțeles folosește-l dacă vrei să mă susții. Iar dacă ești nou pe acest canal,
canal, nu uita să te abonezi și să activezi notificările de pe clopoțel. Și până data viitoare, eu am fost Antidot. Baftă!